Dimineața, săptămâna aceasta, nu mai merge cu rămasul acasă luni dimineața. Este 7:15 și abia m-am trezit ca să merg spre stagiul de seniul meu la spital. Așa aș vrea să rămân în pace și să mai dorm, n-aveți idee. Dar hai să facem și pe asta. It's sunnier than most days. You'll never see the sky if you keep looking down. And if you take the wrong way, and maybe you should stay instead of turning around. So, but you keep on going. I know. În drum spre casă am văzut și eu primele cireșe de pe anul ăsta. Probabil erau de mai de mult, mi-a zis că acum încă e prețul ok. Și vreau să le gust primele cireșe de pe anul ăsta. Dar nu știu dacă să iau mai coaptă sau mai necoaptă. Coaptă? Ce mare sunt astea. Ia și tu una. Dar mai bine. Acră tare nus. Dar spuneam și mai bine. Adică nu-și coapte, adică nu-și dulci. Da, nu sunt, încă nu-și dulci. Ne așteptăm pe ale noastre. Da. E deja marți, mă pregătesc să plec spre laboratorul de farmacologie și nici nu știu cum a trecut ziua de ieri. A fost o zi super haotică care, nu știu, a zburat așa prin fața mea. Nu am făcut mai nimic, dar astăzi e o nouă zi, m-am trezit cu o stare mult mai bună și după ce mă întorc de la laborator o să mă apuc ca lumea de treabă. Mâine am o ascultare la semiologie chirurgicală, joi un test la semiologie medicală, așa că avem multe de făcut. You'll never see the stars when you're all in your head. You can find beauty in the night too, but it's harder to see. Cred că cineva a pus vorbărea atunci când nu mai găsesc niciodată nimic bun la cantină și astăzi trebuia să fie pilau. Seara deja 9:08 și eu citesc pentru testul de mâine de la semiologie chirurgicală. Sunt la pagina 7 din 32, dar sunt mai mult ca un fel de subiecte pe care eu deja le-am scrise și trebuie să le repet cum ar veni. Și oricum am făcut chestiile astea și în timpul semestrului la laboratoare și unele chestii, adică l-am repetat de foarte mult și multe ori și în primii 2 ani și
le-am și reținut. Așa că nu e nimic greu, să zic așa, de asta am lăsat pe ziua de astăzi să fac treaba asta. Și da, asta o să fac acum, până mai târziu. Dimineață o să trebuiască să plec pe la 8:30-9 să merg spre facultate și cam atât. Mai vedem zilele viitoare. Zilele viitoare, what? Mai vedem ce se mai întâmplă. În seara asta am mâncat burgerul ăla pe care vi l-am arătat, super simplu, doar cu chiflă de carne. Chifla, mă rog. Carnea era de la Lidl și, mă rog, doar cu roșii, ketchup, muștar, tot de maioneză, usturoi. Și a fost super bun. Iar acum, după vreo oră jumate, mi-am luat și niște pepene galben pentru că, nu știu, simțeam nevoia să mai mănânc ceva. Am aici ce trebuie să citesc și continuă distracția. Este 8:18 acum și o să încep să mă pregătesc să merg spre facultate. Înaintea noastră mai este o grupă care trebuie să aibă și încă nu au început, deci o să mai dureze și am zis să nu mă grăbesc, mai bine stau acasă să mai citesc. Dar de pe la 6 și ceva nu mai puteam să dorm, mă tot voiam de parte pe alta, mă uitam la ceas, 6:13, 6:17, 6:25, efectiv simțeam că nu mai trece timpul. Și nu știu, așa pățesc fiecare dată înaintea unui test, unei ascultări sau înaintea unui examen, nu știu de ce, sincer. Dar de acum o să merg încolo spre facultate și poate când o să mă întâlnesc cu colegi o să fiu mai ok. Sunt acasă, e deja vreo 1:00, am zis că vreau să stau puțin în pat astăzi până să mă apuc. Deci am făcut pentru mâine la testul de semiologie medicală de data aceasta. Mă uit la un videoclip de la Books of Chloe și mă mai relaxez puțin, vreo oră cam așa. Apoi mă apuc de făcut pentru semiomed. De la 4:30 avem cursul de semiomed și apoi seara continui cu semiomed. Dimineața din nou, e 4:07 și m-am trezit pentru că urmează să am cursul de semiomed și am zis că dorm puțin, dar nu știu, nu puteam să încerc să mă trezesc, efectiv. Stăteam puțin și adormeam la loc. Dar nu știu, n-a fost un somn dintr-o la odihnitor, sincer.
dimineața am ieșit acum de la testul de semi-med și voiam să merg la cantină să văd ce este de mâncare și să îmi iau. Dar abia când am ajuns acolo am văzut că pe geam nu este pusă lista cu ce este de mâncare astăzi și mă uit la ceas, nici măcar nu e 9 și deschide abia la 10:30. Așa că o să văd ce o să mănânc astăzi, în această minunată dimineață. Și încă o chestie. Când am ieșit de la Spiridon, de la gastro, uitasem să-mi dau jos botoșii aceia de unică folosință și m-am rezemat de o chestie, de un perete, ca să pot să îi dau jos, întreruptă de un om care vinde cărți la un leu. Nu știu, erau dubioase. Așa, revenind, m-am rezemat de un perete și când mă ridic și mă uit așa în dreapta, văd mai multe cărți de la Litera. Și când colo, pentru prima oară am văzut că e o școală de ziare și am luat cartea de astăzi care a apărut la Litera. Stăteam în pat și citeam înainte să mă apuc să mai fac ceva pentru un morfopat și m-a sunat curierul că am de luat un colet, dar habar nu am ce. O să aflăm împreună. Este colet de la Nemira. Oh my god! Dacă e ceea ce cred eu, abia aștept să-l deschid. Cum ziceam, este de la Nemira și dacă e cartea nouă apărută la ei, abia aștept să o văd în realitate. Sper că e aia. Sper că e aia. Așa, am ajuns în casă și hai să vedem ce e în acest colet. Nu mai am răbdare, trebuie să-l desfac în momentul ăsta. Dar nu știu cum să fac asta mai repede. Nici nu am cutterul pe care îl foloseam de obicei. Nu știu pe unde este. Nu cred că e aia. Oh, nu e aia. E o altă nouă apariție de la ei. Mă așteptam să fie cealaltă. Și acum se pare că nu mă interesează asta, nu-i așa? Pentru că eram entuziasmată de cealaltă. Pentru că am văzut că deja ajunsese la unele persoane care cred că au dat precomandă și mă gândeam că poate ajunge și la mine. Dar aici este vorba despre misterul ultimului, ulmului, doamne, ulmului, de Tana French. Este un science fiction fantasy thriller din colecția Armada. Am văzut la ei că a apărut și această carte. Are o groază de premii primite. O să vă las aici puțin și sinopsisul, să dați pauză să citiți. Cred că asta e, da, e sinopsisul. Sincer, nu am despre ce este, dar dacă este thriller, cu siguranță va fi o carte pe care o voi aborda destul de curând, pentru că am început să citesc din ce în ce mai multe cărți de thriller. În continuare, avem aici și un mic card cu cartea, o poză. Și mai avem aici niște chestii interesante. Oh, pentru... Cu ce criminal în serie ai cele mai multe în comun? Un fel de hartă în care trebuie să răspunzi la unele întrebări și în funcție de răspunsurile pe care le dai o să ajungi la un criminal. Vă las puțin aici să-l vedeți și acesta. Foarte tare ideea. Și o pagină de ziar cum ar veni. Mai mult ca sigur acestea au legătură cu cartea. Cine a băgat-o pe Bella în ulm?
Interesant. Ca să citiți, să vedeți. Nu mă așteptam, sincer, la acest curent. Când am văzut Nemira, am crezut că este această carte de la ei. Dar mai am răbdare, se pare. Până una alta, mulțumesc tare mult, Nemira, și pentru această carte. Și abia aștept să descoper mai multe lucruri despre ea, mai ales că este un thriller. Acum nu știu dacă este un thriller dintre la pur, sau este mai mult pe parte de thriller psihologic. Asta, cam asta e genul pe care eu îl abordez în ultima vreme. Dar rămâne de văzut. Dacă știți mai multe informații despre această carte, lăsați-mi în comentarii. În altă ordine de idei, cum am zis, stăteam și citeam din Artista Henna. Am ajuns la pagina 62 și... da, adică, nu știu... Are ceva cartea asta care mă atrage, nu pot să zic că e ceva wow, dar modul în care, nu știu, întâmplările sunt așa una după alta, mă ține în priză și chiar vreau să citesc în continuare cât mai repede. Ce mă deranjează, bine, asta e strict pentru mine și fapt, nu, cum e scrisă în ediția noastră în română, e scrisul prea mic și mă obosește puțin, dar și... faptul că avem foarte mulți termeni în hindi, parcă asta era limba, mă obosește puțin și mă încurc așa și tot trebuie să mă mai opresc. În rest, până în momentul de față, îmi place. Mai am de citit două pagini din capitolul ăsta și apoi mă apuc de morfopat. Nu știu cum se face că de fiecare dată când ies din casă și zic că merg cu autobuzul spre facultate, începe să plouă. Hei, este deja sâmbătă, da, am ajuns și la aproape finalul acestei săptămâni. Eu zilele astea am început să mă axez ca lumea pe morfopat și acum sunt la birou și o să încep să lucrez la această materie. Este 11:32 de minute, dar am zis să vorbesc puțin cu voi, să vă mai zic ce am mai făcut. Ieri, dacă ați observat, am făcut câteva sesiuni de învățat, de vreo 40 de minute, jumătate de oră, cu puțină pauză între ele și așa voi proceda și astăzi. Vlogul îl voi încheia mai târziu pentru că ar trebui să primesc două colete astăzi, dar nu sunt sigură dacă sunt livrate astăzi sau luni. O să vedem împreună, dar oricum până diseară vă mai arăt ce mai fac pe aici, că o să fie mult morfopat. Urați-mi succes! Aveți noroc, cele două colete sunt acum pe drum spre mine!
Unul este de la Storia și unul de la Corint, dar sincer, habar nu am ce este în niciunul dintre ele. Mă uit acum după curier să văd pe unde e. O să le și desfac acum, ca să pot să mă apuc după de învățat liniștită. Acesta este de la Storia și acesta este de la Corint. Să începem cu cel de la Storia? Hai să începem cu el. Îi dau mai întâi hârtia asta jos. Sincer, chiar nu știu ce ar trebui să fie aici, pentru că ultimele apariții de la ei le am deja. Nu știam! De fapt, aceste colete o să vin, sunt venite din partea celor de la Cărturești, care au avut festivalia, eu așa zic festivalia, festivalul YA Young Adult, și pentru că m-am ocupat puțin de promovarea evenimentului, am putut să-mi aleg câte o carte de la fiecare editură parteneră și Storia a fost printre edituri și mi-am ales cartea Eliza și monștrii ei de Francesca Zappia. Încă de când a apărut, eram interesată de această carte, dar atunci, la început, parcă era ceva ce mă, nu știu, nu mă lăsa să o iau, dar acum că am avut ocazia asta să, și am văzut-o acolo pe site, am zis, let's do this! Și abia aștept să o citesc și pe aceasta. Pentru că sunt câteva persoane pe care le urmăresc, au citit-o și le-a plăcut super mult. Așa că abia aștept să văd și eu despre ce este vorba. Nu, habar nu am descrierea, dar este un young adult și, cum am zis, eu mă iau după părerile oamenilor pe care îi urmăresc. Și de la Corint, cred că este tot la fel, ar trebui să fie cel puțin. Pe aici. Cred că și Corintul a fost sau nu? Nu mai țin minte dacă ei au fost parteneri. Parcă nu. Dar vedem împreună ce se află și aici. Sunt două cărți, deci nu este de la Festivalia, pentru că acolo am putut să aleg doar una singură. Este una dintre cele mai noi apariții de la ei, pe care o știu de mult, mult timp din afară și am fost super uimită când s-a ales să fie tradusă la noi și sunt și două exemplare. Stunning! Arată absolut genial, mă bucur super mult că au păstrat coperta originală. Este autobiografie, titlul în română, de Cristina Loren. E o poveste despre doi băieți și e o carte pentru fanii cărților cu drag Simon, Fangirl și Aristotel și Dante descoperă secretele universului. O să vă las, să citiți descrierea. Dați pauză ca să aveți timp să citiți în liniște. Și ca să vă arăt și de la Eliza și monștrii ei, dacă vă interesează. Cred că asta e, da.
Ok, și acum revenind la aceasta. Absolut minunat. Super tare. Nu mă așteptam să fie astea, sincer. Credeam că încă nu au fost date spre livrare cărțile astea. Și coperta e genială, mă bucur tare mult. Mulțumesc mult de tot, Lela. Și acest exemplar merge la teancul de cărți pentru concursuri. Am anunțat pe Insta niște schimbări pe care le voi face pentru viitoarele concursuri. Pentru că unul din colete s-a întors la mine pentru că o persoană nu a mers să-l ridice, cu toate că i-am trimis aproape zilnic mesaje să meargă să întrebe de el. Eu fac tot timpul AVB-ul la colete pe cont și văd când este avizat, când este reavizat. Persoana respectivă îi scriam astăzi, îmi răspundea peste 3 zile și asta a fost picătura care umplu paharul și de acum regulile concursurilor o să se schimbe. Dar când o să-l postez pe următoarele, o să vedeți. Așadar, mulțumesc tare mult, Leda și Cărturești și Storia pentru carte. Dacă v-am făcut curioși, intrați pe site-urile editorilor să citiți mai multe detalii și noi ne vedem cu câteva sesiuni de învățat și apoi o să ne luăm la revedere și pentru această săptămână. Am terminat acum și cursul al doilea de morfopat din 15, cred că sunt în total, da, din 15. Bine, prin unele am mai trecut până acum când am învățat pentru testele din timpul semestrului, dar acum vreau să le iau de la capăt cu orice informație. Este 4 și un sfert și am uitat să vă menționez că astăzi avem și clubul de carte Bucuria care începe de la 5. Vorbim despre Pacienta tăcută, așa că voi încheia acest vlog după ce o să fie și clubul de carte ca să vă arăt puțin și cum a fost acolo. Ce? Și apoi, nu, Teo, tu poți să fii șeful noului spital, nu știu ce. Ah, și da. Era cât pe ce să fie până...
S-a încheiat cu succes și această ediție de Club de Carte Bucuria. A fost super fain. Eu am vorbit o groază și de obicei eu nu prea vorbesc la edițiile noastre, cu toate că sunt parte din organizarea acestui club. Nu prea vorbesc pentru că mă exprim destul de greu verbal când vine vorba despre părerile la cărți. Dar astăzi mi-a plăcut cum am descurcat, bineînțeles, mi-am făcut câteva notițe dinainte ca să știu ce subiecte să abordez. Mi-a plăcut foarte mult, dacă sunteți pe aici persoane care ați participat, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Și cu ocazia aceasta vreau să închei și acest vlog pentru că duminica va fi ziua mea liberă și va fi ziua în care voi veți vedea acest vlog. Astăzi fiind sâmbătă, mă pregătesc să merg până în oraș, puțin la o plimbare, dar până atunci vreau să vă spun că emoticonul acestui vlog va fi un plasture sau un bandaj, dacă găsiți pe acolo, pentru că am avut clubul de carte Bucuria cu o pacientă, cu un ospiciu. Ați prins voi ideea, deci lăsați comentarii cu un bandaj sau cu un plasture. Cred că este. Eu, ca de obicei, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă urez spor la citit, spor în tot ceea ce faceți și ne vedem data viitoare. V-am pupat! Pa, pa!